mult acoperi și cultura cireșului și cultura prunului, ceea ce o să fie la Ștefan, sigur și cultura strugurilor la Vlad, care o să fie. Încerc și eu să fac o mică analiză anului 2023, care deja o finalizăm, ceea ce ține de cireș, de vânzările lor și modul de comercializare, modul de tehnologizare a lor și așa mai departe. Cu siguranță în sală avem persoane care au făcut vânzări mult mai mari decât am avut noi în cadrul companiei. Cu siguranță sunt alții care au diversificat probabil și vânzările mult mai tare, dar am fost solicitat doar să spunem ce am făcut noi, cam asta. Deja s-o puteți cum doriți. Vorbim despre perspectivele Moldovei la cultura cireșului, vorbim despre țările, potențiale țări care noi putem să exportăm și mulți alți factori care ar trebui să-i luăm în calcul atunci când avem o plantație de cireș. Începem cu cireașa, totuși fiind un produs perisabil, este foarte important să avem calitatea și prospețime. Atunci când ajungem pe masa unui consumator, nu are importanță la ce distanță el se află de noi, trebuie să aducem un produs absolut perfect, o calitate superioară și, cum v-am spus, prospețimea, gustul și așa mai departe. Dimensiunile, cu siguranță, la cireș este cel mai important. Cumpărătorii totuși doresc tot timpul să aibă cireș cât mai mari, dar sunt și deja depinde mult de clasa cumpărătorului și așa mai departe. Trebuie să avem grijă de metode de cultivare sustenabilă, trebuie să avem grijă cum cultivăm, trebuie să avem grijă de soiurile noastre, trebuie să avem grijă de cu ce stropim, trebuie să avem grijă de reziduri, trebuie să avem grijă de produsul care îl livrăm la consumator. Este foarte important în ultimii ani să ne reorientăm, să ne reorganizăm anume ce ține de reziduri. În ultimii ani, foarte activ, am pornit chestia asta de certificări cu standarde europene, standarde mondiale și ar trebui să mergem mai departe. Deja mulți în țară deja care au Global Gap, Global Grasp, SMETA, trebuie să mergem mai departe să certificăm și IFS-ul deja să-l facem și probabil în câțiva ani deja vor mai apărea și altele noi certificări. Și cu ambalajul. Avem de lucrat mult cu ambalajul. Noi, ca producători, v-aș spune că la moment ceea ce exportăm noi în țările europene, v-aș spune că mai este un intermediar între noi și cumpărătorul final. Noi ar trebui să sărim peste pragul dat ca să ajungem direct la consumatorul final. Iarăși, se duce pruna în 10 kg, se duc cireș de multe ori nesortate, ea este sortată în Europa și este deja împărțit în calibre. Și vândută la 1 kg sau la 400 de grame, 500 de grame, deja cum dorește rețeaua. Toate chestiile astea dau un adaos comercial foarte mare. Chiar de multe ori am văzut anul ăsta vindeam pruna cu 0,95 eurocenți livrată în Germania, apoi vedem poza de vânzare în Elveția cu 4,99. Este o diferență foarte mare. Ok, am să fac o mică prezentare ceea ce am făcut noi în cadrul companiei FarmPro. Nu sunt mari succes, adică, iarăși, pentru noi sunt destul de bune, pentru alții probabil nu vor fi într-atât de mari, dar vă le spunem ceea ce avem noi. S-au investit în ultimii ani, am investit în protecția antiploaie și antigrindină, ceea ce am instalat un sistem antigrindină cu antiploaie pe o suprafață de 3 hectare. S-ar putea și s-ar dori mult mai mult, dar este un sistem foarte costisitor, un sistem care în condițiile noastre
moldovenești, atunci când faci un calcul, dar un simplu calcul cu uzură în costul de produs, avem, am avut anul trecut aproape un euro. Vă dați seama, la fiecare kilogram de cireș, un euro adaos doar din cauza sistemului de protecție. Am instalat câțiva ani în urmă, am instalat o linie de sortare cu o capacitate de 2 tone, o linie mecanică, o linie simplă, fiind cu un preț mult mai redus față de liniile moderne, digitalizate sau cum le mai putem numi. Dar, în schimb, pentru volumul care îl avem noi, noi suntem ok, ea ne permite. Am instalat în anul curent, am instalat și un hidrocooler, care deja prerăcim cireașa cu apă, o aducem la condițiile perfecte pentru aceea ca să fie păstrată, să fie apoi depozitată sau transportată la punct final. Iarăși ne-am certificat în anul trecut, ne-am certificat cu SMETA. Deja anul curent am exportat în baza certificării SMETA. N-am exportat cireș, dar am exportat prune în baza certificatului SMETA și v-aș spune că am luat o valoare mai înaltă, anume doar datorită certificatului SMETA. Tot timpul, înainte de sezon, dar chiar și în primăvară, planificăm stocurile de ambalaj. Fiecare cumpărător, în dependență de regiune, de țară, de, nu știu, zonă, sau cum putem să mai numim, fiecare cumpărător are preferințele lui cum trebuie să fie ambalată cireașa. Sunt care cer cireașa într-un kilogram, sunt care cer cireașa în două, 4, 5, 10 și tot așa mai departe. Sunt care cer cireașa în lăzi din carton, și iarăși aici, ladă de carton deschisă, ladă de carton închisă, lăzi din lemn, lăzi din plastic și multe, multe alte modalități. Eu mă strădui tot timpul să joc după cumpărător. Să nu îi impun eu anume ceea ce am eu, sau mă interesez din timp ceea ce ar dori el, anume ce ambalaj să încarce. Totuși, datorită Moldova Fruct, horticultura în țară totuși a progresat foarte mult. Și noi am fost tot timpul activi, participând la diferite seminarii, expoziții, vizite de studii și tot așa. Toate chestiile astea aduce la un succes enorm. Cu siguranță, cei care abia acum doar cunosc Moldova Fruct, vă sfătui să fiți cât mai activ, cât mai mult să vedeți, pentru că toate chestiile astea aduce la un succes serios. Și promovarea companiei, asta e o chestie cea mai grea a mea, adică cu promovarea prin presă, deja, dar mergem înainte. Deci, multe din punctele date de aici care le avem deja s-au discutat. Mergem înainte să urmărim tendințele piețelor europene, dar nu doar europene, pentru că noi trebuie să ajungem și pe alte piețe, inclusiv cele asiatice sau Orientul Mijlociu, nu are importanță, dar orice piață pentru noi e piață bună. Și calitatea. Calitatea, dacă vom avea tot timpul calitate, vom fi competitivi și deja o să ne creștem autoritatea produsului noastră în moldovenești pe piețele internaționale. Totuși noi, având un gust deosebit în Republica Moldova, ar trebui să ne găsim o nișă specială de consumatori care să ne caută doar după gust. Și cu siguranță o să o găsim. Noi deja vedem succesul dat, îl vedem la prune, îl vedem la struguri, la fel vedem și la cireș, dar abia suntem la început și o să mergem înainte ca să-l găsim. Statul ar trebui foarte mult să ne ajute, anume în ceea ce ține de promovarea produselor noastre pe orice piață. Inclusiv piețele existente, dar și alte piețe noi. Cooperarea, ceea ce a vorbit domnul Brijan azi, cooperarea totuși e o chestie care este inevitabil pentru noi, pentru viitor. Anume fiind cooperați, noi putem merge cu cantități mai mari, putem merge
pe diferite piețe și deja putem cuceri cu un preț mult mai serios și altfel chiar și o să fim primiți la nivel de producători. Și ar trebui să ne inovăm, tot timpul să facem inovații, să facem diversificări, să consolidăm toate pozițiile noastre și să mergem doar împreună. Sunt și... hai să vorbim și despre tendințele viitoare. Totuși, ambalajul, cum și-am vorbit, este o tendință foarte serioasă pentru viitor. Trebuie să... tot timpul trebuie să ne uităm după ambalaj, să facem ceva nou, să ieșim cu ceva care să fim absolut remarcați pe piață, să ne cunoască după ambalaj, să ne știe pe noi.